fost experiența dumneavoastră? Da, a fost o experiență foarte neplăcută, dar pot să spun că cu un final fericit. Am mers cu fetița în vârstă de 3 anișori la clinica pedicure. Acolo am ajuns, doctorul stomatolog a consultat-o, după care a spus că nu are ce să-i facă decât cu anestezie totală. Am așteptat anestezistul, a venit din somn, discuta cu noi. Despre anestezie, v-a recomandat-o sau ați cerut-o dumneavoastră? Normal că n-am cerut-o noi. Ni s-a recomandat, pentru că copilul, ni s-a spus așa, copilul este foarte mic și nu cooperează. Și singura soluție ar fi ca să-i facem analgosedare, dar anestezie totală. Cât costa, v-a spus? Cât costa? 13 milioane, 1300 de lei. Ați întrebat, bănuiesc, despre riscuri, despre... Da, sigur, normal că am întrebat. Ce v-a spus anestezistul? A zis că totul o să meargă, o să decurgă normal și o să fie ok, deci nu o să fie nimic în neregulă. V-a inspirat încredere, doamnă? Da, vă dați seama că am zis că e clinică renumită și știți, costurile sunt foarte mari, n-am mai contat că dăm atâția bani, nu mai e copil să fie ok. Și trebuie tratat, doamnă, de trebuie anestezie totală? Și-a fracturat doi dințișori. De lapte? De lapte, da. Și spuneți-mi cum să... Da, care oricum se schimbă, da. Spuneți-ne cum s-a întâmplat apoi. Deci, am mers la stomatologie, cum v-am și spus, a consultat-o, mi s-a spus că nu poate să-i fac absolut nimic decât cu anestezie totală. Am așteptat anestezistul, a venit, am discutat. Într-adevăr, am era semnat... Era același anestezist? Da. Am semnat niște formulare. V-a spus ce semnați? Pentru anestezie totală. Am semnat. Soțul a semnat, n-am semnat eu. Ce v-a spus? V-a spus că există vreun risc? Ce v-a spus atunci când v-am spus să semnați? Nu, ne-a spus că nu există niciun risc. Dacă ne spunea că există riscul, vă dați seama că noi nu mai renunțam. În regulă, cum s-a întâmplat mai departe? I-a dat somnifer și apoi am mers în cabinet. Acolo m-am așezat eu pe scaun cu fetița în brațe și a încercat să-i bage vreo la mânuță. N-a reușit. A chinuit-o, a băgat în mânuțe, în ambele mânuțe, în piciorușe, la un moment dat anestezistul a zis că renunță, nu vrea să o chinuie. Atunci a venit soțul, a luat-o și a plecat cu ea la mașină. Eu am rămas să-l întreb eu ce fac cu ea în situația în care se află. Mi-a zis că nu se întâmplă absolut nimic, o să-și revină în timp de două ore. De ce ați întrebat? Pentru că nu ținea capul, nu țineam. Era pur și simplu, era legumă. Acum râdea, acum plângea. Ați întrebat de ce îi se întâmplă asta? Păi de la somnifer, de la ce? De la ce? Doamne, și v-a spus să mergeți cu ea acasă? Da. Nu v-a zis să-i dați absolut nimic? Nu, a zis să nu-i dau apă, să nu mănânce absolut nimic timp de două ore, că își va reveni. Ce s-a întâmplat după două ore? După două ore, normal, copilul a dormit, a luat-o somnul, într-adevăr, s-a trezit, avea vedeni. Și atunci, că e doctorul, că e așa-l văzuse, că e doctorul negru, că așa-l văzuse, că de-a, probabil vedea negru, nu știu, așa și... Ați făcut vreo reclamație la clinică după episodul ăsta? Da, le-am scris. Și am primit mesaj de la ei, de la managerul spitalului clinicii. Ce v-a spus? Că s-a luat, în urma sesizării dumneavoastră, exact așa mi-au scris, s-au luat măsuri. Înțeleg că dumneavoastră, după episodul cu băiatul care a murit, ați comentat și pe pagina lor. Da, am comentat și pe pagina lor. Bineînțeles că m-au blocat, n-am putut să mai intru pe pagina lor să mai comentez. V-au blocat pentru că mesajele erau neplăcute pentru ei? Da, vă dați seama. Da. Povestea noastră în ce dată s-a întâmplat? La sfârșitul octombrie. Spuneți-ne, 2019. Ce ați simțit în momentul în care ați aflat despre copilul? Vă dați seama că în situația lui putea să fie și al meu și al tuturor părinților care merg la acea clinică. Când ați fost dumneavoastră la clinică, mai erau și alți copii cărora li se făcea analgosedare? Mai erau. Erau... Era o fetiță, era mai mică și tot așa a plecat cu ea pe brațe. Unde i-ați văzut, doamnă? Unde v-ați era acolo, în sala de așteptare, adică acolo pe hol. După ce a terminat tratamentul așa anesteziată, fără să-și revină, pleca părintele cu ei la casă? Eu cred că nu a reușit să-i bage branul nici la fetiță mânuță atunci. Ce efecte a avut asupra copilului noastră când ați văzut în ce stare este? V-ați dus cu ea la medic? Am sunat medic, i-am povestit și a zis că o să fie totul bine, dar exact cum i-a zis anestezistul. Doamnă, în cât timp a trecut efectul? Adică în cât timp copilul a fost în regulă? După câte ore? După...
Cred că 3 ore, 2 ore a dormit, oricum a dormit. Doamna dumneavoastră, v-a făcut impresia că medicii puneau asta ca o opțiune sau era cumva aproape obligatoriu să faci analgosedare la copil? Că e obligatoriu. Eu așa cred că era obligatoriu pentru că nu, la ei nu există altă soluție. Asta era singura soluție. Deci tuturor le spunea asta? Nu știu dacă tuturor, mie așa mi s-a întâmplat. Deci nu pot să spun că și la părinții dinaintea mea și la părinții care au mai fost, nu știu. Dar mie... Așa au procedat cu noi. Din ce ați aflat dumneavoastră la ceilalți părinți care stăteau acolo înainte să intrați dumneavoastră, după ce ați intrat, li se spusese același lucru? Li se recomandase analgosedare? Nu știu. Dar pentru dumneavoastră înțeleg că nu v-a dat o altă variantă. Da, o altă variantă. Asta a fost singura variantă, anestezie totală. Doamne, spuneți-ne, ce v-a explicat despre această anestezie? V-a spus cu ce substanțe o face? Ce înseamnă? Nu, că l-am întrebat. V-a spus, dar a pronunțat cuvântul anestezie totală? Da, sau? Anestezie totală. Ce impresie v-a lăsat doamna anestezistul? Cum vi s-a părut el? Vi s-a părut sigur pe el? Sincer vă spun, atunci da. Încredere? Atunci da. În camera unde era copilul și unde urma să-i bage branula, aveau aparate de monitorizare, ați văzut ceva? Era un cabinet stomatologic, atât. Obișnuit? Atât da. Adică dacă ar fi adormit-o pe fetiță, era doar adormită, nu ar fi fost monitorizată sau așa mai departe. Eu n-am văzut niciun aparat acolo. Problema copilului ați rezolvat-o în altă parte? Sau? Nu. De teama asta n-am mai mers și copilul e ok. E ok. Adică da. Nu i-ați mai făcut nimic. Absolut de atunci. Nimic. Și copilul este ok. Deci este după bine. Ce ați plătit la clinică pentru... N-am mai plătit. N-ați mai plătit? N-am mai plătit, pentru că nu s-a reușit. Ai problemă, nici consultația n-am mai plătit-o. Deci nu total, nu. Cam cât vă, de câți bani? 1300. Doar din ce vi se pare? Cu tot, nu. Cu tot? Cu tot, da. Vi s-a părut că acum, cum vi se pare, că soluția pe care v-au oferit-o ei era pentru copil sau pentru profitul clinicii? Pentru profitul clinicii, nici de cum pentru copil. Ce ați zis când ați aflat despre copil și v-ați dat seama că totuși fetița dumneavoastră nu a fost sedată? I-am mulțumit Dumnezeu. Că n-a reușit să-i bage branul la mână. Mai aveți copii? Da. Mai mare, mai mici? Mai mare. Mai am un băiețel de 10 ani. Și cu el tot la fel ați? Am mers și cu el, că am avut probleme la dințișori, a avut mișcări, dar nu i-a făcut nimeni anestezie totală. Nici anestezie locală. Tot acolo la cabinet? Nu. Dar într-un alt cabinet stomatologic pentru copii v-a recomandat vreodată cineva sedare? Niciodată. Deci aici a fost singurul loc unde vi s-a recomandat. Am mai fost la 2 cabinete cu fetița, dar nu a zis că nu au ce să-i facă pentru că nu cooperează, este foarte mică. Și durând-o foarte rău, trebuia să mai stăm un timp ca să mergem cu ea. Dar înainte vă luat că ea m-a întrebat dacă este alergică la frunze medicament. M-a întrebat dacă este alergică, da. Dar analiză.